o expediție științifică în Peștera Neagră, cu gândul de a întocmi o hartă riguroasă a acestui loc, foarte puțin cunoscut și cutreierat, cireșarii se izbesc de la început de câteva dificultăți neașteptate. Mai întâi trebuie să spulbere îndoielile părinților în reușita expediției, îndoieli întreținute cu un interes ciudat de un personaj extravagant, a cărui faimă de vânător neîntrecut era răspândită în toată regiunea. Apoi, chiar în prima zi de drum, sunt nevoiți să-l caute prin coclauri pe Tic, care, cu de la sine putere, dar și cu binecuvântarea altora mai mari, plecase pe urmele cireșarilor, izbutind să se rătăcească prin munți. Și, când pentru siguranța expediției grupul a trebuit să se împartă în două, prima comunicare dintre cireșari se ratează, pentru că Dan, cu un pas greșit, rostogorește aparatul TFF al grupului de afară într-o prăpastie. Și cu toată escalada temerară a lui Ursu, prima legătură dintre cele două grupuri de cireșari nu poate să aibă loc. Foarte grav, pentru că cei din peșteră se descoperă prizonieri acolo. Un bolovan uriaș s-a prăbușit suspect, acoperind intrarea în grotă ca o poartă de netrecut. Dane, ți-i bine? Nici o grijă, ursule. Toată încrederea în mine. Mulțumesc, ursule. Cu plăcere, mama dragă. Și altă dată. Și n-am putea noi patru împreună să o dăm la o parte? Ni s-o clintim. E grozav de mare. Dacă vă amintiți, dincolo de intrarea în peșteră, terenul coboară abrupt. Da. Așa se și explică cum a putut să alunece și să acopere gura peșterii în bolovan atât de mare. Da, poate de pe partea cealaltă. Dacă și-ar pune mintea ursul... Nici o sută care n-ar putea să o clintească. Și niciun semnal de afară. Trebuiau să comunice cu noi de mult. Ce ne facem, Victor? Suntem nevoiți să găsim o altă ieșire. Pe care nu putem să o aflăm decât înainte. Să pornim atunci. Peste o jumătate de oră vom încerca să luăm legătura cu cei de afară. Tu ce zici, Ionel? Regulă. Tot a prins bine la ceva, neatenția lui Dan. Am descoperit că peștera se află în măruntaile celuilalt munte. Ionel, să ții bine de frânghie. Iar voi doi, să luminați calea. Tot nu răspund. Să nu mi se fi întâmplat ceva. Noi am întârziat. Probabil că au așteptat mesajul nostru la ora stabilită și acum au renunțat. Cred, nu cred, n-avem ce face. Singura șansă dinainte. Zombi, hai vino aici. Hai, zombi, hai. Opa, așa, hai. Opa, așa. Ia-mi,
Tot nu răspund? Nu. Cred că s-a întâmplat ceva în peștera. Ursule, ce de gând să faci? Unde vrei să te duci cu astea? Trebuie să aflu ce s-a întâmplat, Dane. Voi căuta să obțineți legătura. Și tu unde vrei să te duci, mamă dragă? În peșteră. Nu cred că s-au depărtat prea mult. Bine, dar cum? Dacă reușesc să traversez pe versantul celuilalt munte, câștig pe puțin vreo 20 de minute. Și dacă nu dai de ei? Găsesc eu. Oare câte milioane de tone de granit îndescoar de lume? Dacă ai ști, crezi că am ieșit mai ușor? Deci, renunțăm la orice documentare și studiu. Da, ca să ne salvăm. Dar ce se aude? Chiar? Zombii! Resturi de mâncare, băieți! În peștera a mai fost cineva. Dar cine să fie avut curajul ăsta? Mai bine zis, cine, când și de ce? Dar asta ce-o mai fi? Cutia fermecată, tipule. Prea seamănă cutie fermecată. Iată și conserve. Deci acum e sigur. A mai trecut cineva prin peșteră de curând? Vom cerceta. Cu multă atenție și prudență. Aici însemna pe harta loc primejdios. Primejdios? Din cauza unei cutii de conserve? Nu, ci pentru că așa însemna pe hartă. Da, dar harta mai și minte. Când e vorba de primejdii, trebuie să ținem cont de ea. Țigare. Și aici unul. Veniți mai întâi aici. Și un băț de chibrit ars. Da. Uitați. Sunt țigări diferite. N-a fost o singură persoană prin peșteră. Da, de ce? Putea să aibă țigări diferite aceeași persoană. Eu nu înțeleg, Maria. 3, 4... Victorie, ce tot calculezi? Lasă-mă în pace, știu eu ce faci. Dar de ce? Nu înțeleg ce importanță are distanța între cele două chiștoace. Victor, explică-mi, eu sunt prost. E imposibil ca o singură persoană să fie aprins și să fie fumat două țigări deodată. De ce deodată? Pentru că amândouă țigările au fost fumate aproape de filtru și s-au găsit în locuri apropiate. Și asta înseamnă că... Au fost două persoane prin peșteră și erau familiarizate cu ea. O cunoșteau. Pauză de gândire. Cum ar zice Lucia. Tic. Într-adevăr. Dar noi de ce nu ne-am gândit la mâncare? Da. Să mănânci și apoi să fumezi într-o asemenea peșteră. Într-o peșteră pe care o vezi pentru prima oară. N-a fost o singură persoană prin peșteră. E sigur asta. Dar ce căutau aici? Niște speologi, poate. Pregătiți aparatul, băieți. Până când nu intrăm în legătură cu ceilalți, avem datoria să rămânem pe loc. Orice mișcare poate fi riscantă. Cine ar fi cei doi? Și de unde cunoșteau așa de bine peștera? Să fie avut o hartă? Poate. E imposibil. Singura hartă care există era muzeul orașului. Iar dosarul din care am scos-o n-a fost deschis de zeci de ani. Deci, cei doi nu cunoșteau peștera după hartă? Nu. Ci fiindcă au fost de mai multe ori prin ea. Prin urmare, avem de-a face cu niște obișnuințe ai peșterii. Da, Victoare? Da.
Notează repede. Repede, băieți, transmit. Y2, C, X4, stop. A, H4, stop. I, O, B, stop. M, N, W, stop. X, Y2, stop. O, 4, 10, stop. A, C, D, stop. Ce-o fi cu Lucia? Ce-o fi apucat-o? Sunt doar să transmite cu cifrul nou, cel schimbat. Le cunosc pe amândouă, dar pe ăsta nu-l pot înțelege. Care este întrebarea adevărată? Sunt mai multe întrebări adevărate. Prima, cine mai e cu noi în peșteră? A doua, de ce am mâncat aici, la o mezeală, când putea să mănânce afară? Într-adevăr, de ce am mâncat aici? Dacă locul acesta era departe de intrarea în peșteră, aș mai zice, dar așa... Și cu ce scop o fi venit? A treia întrebare. Cine adică? Cei care nu mai au pe unde să iasă din peșteră, deșteptul. Poate că au pe unde să iasă. Vrei să spui că bolovanul n-a alunecat singur, ci... Nu vreau să spun nimic. Deocamdată. Mezaș. Ești aici? Unde n-ai vă te ascunzi?
Stai! Stai că nu mănânc oameni! Stai puțin! Pe cuvânt de cărțile ceva? B, M, K, X, 2... Uite-l osul! Fraților, s-a întâmplat ceva groaznic. Ce? Ce s-a întâmplat? Am văzut. Ce? Peștera. Intrarea este... Liniște, băi, transmit iar. Totul merge bine. Credem că ne apropiem de țintă. Nu despre asta este vorba. Intrarea în peșteră a fost blocată. Să le spunem că... Nu, nu. Nu e cazul să-i speriem. Nu comunicăm nimic despre blocarea intrării în peșteră. Dar vedeți, celor din peșteră să nu le spuneți nimic, să nu se sperie. Vom face tot ce ne stă în putință ca să-i salvăm. Și le spunem și despre Petrăchescu? Da, de ce nu? N-are nicio legătură cu ei. Transmite. Și afară totul este în ordine. Așa. L-am întâlnit pe Petrăchescu. Și întreabă-i dacă știu ceva despre mesajele enigmatice. Petrăchescu? Mesaje enigmatice? Dar ce are a face vânătorul cu... Mesaje enigmatice? Alt mesaj, băieți, ascultați. Ați făcut probe de transmisie sau l-ați lăsat pe tic la aparat? Ce banc prost! Trebuie să le dăm niște indicații. Transmite. Ionele, montează aparatul și transmite-le. Verificați cu atenție deschizăturile de deasupra peșterii. Victorie, crezi că există niște deschizături deasupra peșterii? Reperați locurile. Reperați. Ce ai reperat? Să spun mai târziu. Reperați. Întrebare. Petrăchescu e singur? Îi interesează Petrăchescu. Și pe ei. De ce oare? Singur. Venea cam dinspre cabana părăsită, din fața intrării în peșteră. Dar ce caută vânătorul aici? Taci, Maltic. Întreabă-i dacă l-au văzut pe Petrăchescu fumând. Asta e bună. Auzi, ursule, te întreabă dacă l-ai văzut pe Petrăchescu fumând. Da, a aruncat o țigară pe jos, cu filtru. Și ce număr purta la pantofi? 44 și jumătate. Transmite lui Victor exact ce ți-am spus. Ascultați ce spun ei. Trebuie să fie un râu spre extremitatea peșterii. Să ajungă cineva acolo unde râul iese din munte. La treabă, băieți! Nu vă mișcați din locul ăsta și dacă vi se face foame, nu mă așteptați. Dar unde vrei să te duci, mamă dragă? Ei, unde? Pe firul apei din vale. Așa descoper locul pe unde iese din munte. N-au cerut asta cei din peșteră? Ba, n-ai să pleci nicăieri. Ai să rămâi să te odihnești o jumătate de oră. De acord, Dane? De acord, mamă dragă. Cu majoritate de voturi? Au isprăvit. Aici e totul, coane. Am scris.
Dobitocule. Și ce n-ai observat dacă au rămas unii dintre ei afară? Acum ce dracu ne facem? Dar cine scoane? Și de ce, Doamne iartă-mă, vor să pici acum aici peste noi? Niște mucoși ale vinilor de hap. Pe cinstea mea, pe mine nu m-a trecut nimeni niciodată. Nimeni niciodată pe cinstea. Parcă nu s-ar întâmpla Eva toată povestea asta. Parcă am citit-o într-o carte. Și eu simt la fel. Poate că povestea asta nu e așa de complicată. Și o complicăm noi cu tot felul de presupuneri. Oare am uitat de ce am venit aici? Nu, n-am uitat. Am venit ca să cercetăm sau să completăm o hartă care poate la vremea ei a fost perfectă. N-a fost nici la vremea ei perfectă. Mă rog. Și am mai venit aici să obținem și dovezi în legătură cu ipoteza că aici s-ar afla straturi de roci mult mai vechi decât cele atestate în studiile de până acum. Și să îmbogățim colecția Lucii cu mostre de roci și pe-a mea cu fotografii faimoase. Și acum să vă spun concluzia la care am ajuns eu. Suntem nevoiți să renunțăm la scopul final. Te-ai gândit bine? Trebuie să le spunem și lor. N-ar avea niciun rost. Cât timp noi avem șanse ipotetice să ieșim de aici, printr-o ieșire ipotetică, n-are rost să-i speriem. În regulă. Sunt de părere să continuăm drumul. De ce au nevoie de timp cei din peșteră? Nu știu, mamă dragă. Cred că aerul peșterii duce la o nebunie treptată. Mulțumesc sorților că m-au lăsat afară. Sunt bine pregătit de drum. Tu stai aici cu minte. Hai, iute, grăbiți-vă, băieți. Îi împușc, pe cinstea mea te împușc. Cine, Coane? Pe mine, dobitocule! Pe mine, pe tine, pe toți! Cum ai putut să fii așa tâmpit? Dacă le descoperi. Dar nu-ți mai fie frică, Coane. Nu mai ies ei vii de aici cât e lume. Niște țângăi. Prostie e că i-am închis pe dincolo și nu pot veni decât pe aici. Dacă știam că nu sunt toți. Drumul! Fiecare clipă contează. Credeți-mă. Haide cu șor mai repede. Gata, am terminat. Să bag și aparatul și sunt gata. Și te ajung și eu. Nu, uite, am terminat de... Hei! Ce-i ticușor? Zumbi! Geavra, arunc punea, băi! Arunc punea! Ce ne faci, Victore? Alergă, zumbi! Alergă, zumbi! Dar de unde? Coane, am auzit un lătrat. Domne, ți-am spus să te pleznesc? Nu fii dobitoc, pe cinstea mea. Nu latră nimeni. Sunt niște copii, dar nu latră. Dar ce au să scheaune ei? Și acum ce facem? Până nu vorbim cu cei de afară, nu mai facem un pas. Victoare! Victoare, ce să le spun celor de afară? N-are importanță. Tu ține legătura cu ei. Să vedem mai întâi unde ne aflăm. Să le spun că... Orice, absolut orice. Este foarte frumos aici. Voi ce mai faceți? Ce vrei să le transmiți? Dacă nu ne spun imediat ce se întâmplă acolo, considerăm SOS și trecem la acțiune. Băieți! Victoare! Ce ne facem acum? Spune-le așa. Ursule, ascultă cu atenție. Intrarea în peșteră a fost blocată. Să dăm bolovana de la intrare la o parte? Nu fi dobitoc, domnule. Cum o să dăm bolovana la o parte? Bolovanul a alunecat ca într-o groapă. Nu-l mai poate mișca nimeni. Tu mergi la râu să vezi
dacă mai există o ieșire a peșterii acolo. Dacă ne descoperă, pe cinstea mea, îi împușcă. Dan să meargă la cabana de la lacul păstrăvilor pentru a cere ajutor. Lucia va fi locul cartierului nostru general. Spune-le așa. Descoperiți dacă Petrechescu a intrat în peșteră. Aha. Ar însemna că există o a doua intrare. Exact. Pe firul apei. Așa cum bănuiesc și ei. Mă duc să văd dacă există această intrare. Bine. Dane, haideți să-ți aia drumul spre cabană. Ce mai transmis, șefii? Nimica. Nu e încă ora. Am transmis numai mesajul nostru. Ascultă, Dană, ai 10 minute până la cabana părăsită. De acolo pornesc 3 drumuri. Ăsta pe care cobori tu, acela pe care am urcat noi la venire și al treilea care duce la cabana lacul păstrăvilor. Pe ăsta vei merge tu. Ia legătura cu șefii să vedem ce mai bun. Șeful a zis să nu transmitem, decât pe programul stabilit. Faci cum zic eu. Aici eu sunt șef. Bine, Coan. Dar să nu ne repereze cineva. Să nu-ți reperez eu un glonț în capul ăla sec. Până la urmă, tot am să te împuși. Pe cinstea mea. O crimă, tot crimă rămâne, Coane. Chiar dacă sunt eu ăla omorâtul. Nu mă enerva, pe cinstea mea. Ori mort, ori viu, tu tot nu existi. N-ai identitate. Eu cu tic vom porni în recunoaștere. Vom înainta cu cea mai mare atenție. Auzi, nimeni nu rămâne singur. Să fii mereu cel puțin doi. Transmis sau vă face permanent și din mers. Maria! Tu și cu Ionel căutați un loc mai ferit pentru aparatul TFF. Comunicați Luciei toate modificările făcute, așa cum le-ai reperat tu, Maria. La receptorul C se află gura blocată, teren în pantă. Totuși pe aici a luat-o Petrechescu. Deci Petrechescu m-a derutat perfect. Aproape perfect. Victor, a pornit barca. Uf, lacul se scurge. Potaia de țumbi ne-a făcut totuși un serviciu. Nouă, da. Suntem pe cale să facem o mare descoperire. Să ne și salvăm. Mă duc până la obstacole să văd dacă au apărut. Prin altă parte, n-au pe unde veni. Și
dacă apa se scurge în adânc, printr-un fel de puț care e sub nivelul lacului. Un asemenea tub de scurgere a transformat lacul într-o pâlnie, într-un fel de vârtej. Aha. Poate în unul din aceste cotloane e o cale de ieșit afară. Poate. Să cercetăm împrejurimile. Hai! Vezi, Victorie, tunelul ăsta continuă. Și nici nu-i trecut pe hartă. Da, dar se închide imediat. Și atunci ieșirea? Pe aici nu cred că e. Cabana. Opa! Opa, sus! Râu? Peșteră. Ieșirea râului din peșteră este impracticabilă. Rămâneți deocamdată pe loc. Nu mi-a spus despre ce este vorba la ieșirea râului. Eu am instrucțiuni să mut cartierul general. Perfect. Mutați cartierul general. Să mut cartierul general. Maria, te duci după Victor și Tic. Între timp eu aflu ce este cu ieșirea râului din peșteră, da? Am hotărât să nu rămână nimeni singur. Ce a spus Victor? Nu mă interesează. Eu sunt șeful expediției. Te duci imediat după ei. Acolo nu putem urca, Victor. Nu-i așa? E cam greu și... Victor, să încercăm să o luăm pe gangul ăsta. Fii atent, e o gaură acolo, să nu cazi. Încet. Să vin și eu? Nu, nu, stai acolo. Te-am găsit odată ieșirea. S-ar putea să fie acolo. Cred că jos o încăpere mai mare. Ai auzit cum a sunat piatra? Da, parcă se vede și o lumină. S-ar putea să fie acolo ieșirea. S-ar putea. Auzi? Semnalul Mariei. Da, de ce-o fi plecat? Caminul alpin.
Nu trebuia să pleci și gata, asta e. Pepita mi-a spus să plec. Ionele, am găsit o grută. Ionele, unde ai zis? Nu ai stat aici? Ba da. Ionel! Hai mă, Ionele, nu mai glumi. Ionele!